Tribunal, deci la arhivă domnul Castravetei le primește și le registrează. Și tăi de consilier, dar sunt și rezervă. Se regăsesc aproape toți consilierii de rezervă, dar bineînțeles că unii sunt pe anumite poziții, alții pe anumite poziții. Era normal să fie așa, ca și lista de noastre de consilieri de țenea Partidului Social, care să fie împrospătată, mai ales că noi vrem să continuăm proiectele care le-am avut. Avem trei priorități, ca să spun așa, care sunt de o importanță mare pentru noi, consilierii Partidului Social Democrat. Mă refer la infrastructura rutieră, infrastructura în sănătate și, bineînțeles, că în învățământ. Tocmai de aceea, pe lista de consilieri de țenea ai Partidului Social Democrat, sunt mai mulți medici. Mă refer aici la doamna doctor Pricop, la domnul doctor Rânjea, sunt doi medici cu experiență care ne poate aduce un mare aport la proiectele noastre. Mai avem și un alt medic tânăr. Au apărut și tineri, dacă ați observat, este domnișoara Drugă, care eu sper să-și aducă un aport benefic la proiectele noastre. Și mai sunt și alte nume noi, cum ar fi domnul Poar, care este șeful de ocol de la Tisău, dar este cetățean al municipiului Buzău, și alții consilieri județeni.